Bună ziua! Cum s-a ajuns, domnule președinte, la schimbarea acestei încadrări de la șantaj la amenințare? Să înțelegem că dosarul e tot mai subțire? Doamnă, n-aș comenta atitudinea procurorilor sau deciziile procurorilor. Sigur, este o încadrare mult mai favorabilă în momentul de față. A fost decizia procurorilor și n-aș vrea să o argumentez eu acum, însă în mod categoric și împotriva acestei noi încadrări voi avea puncte de vedere. Pentru că, spre exemplu, mie mi se striga pe stadioane la pușcărie și n-a mai considerat nimeni că este o amenințare. Iar eu n-am spus nimănui la pușcărie și nici că o să-l iau. Bine, vi s-a strigat același lucru și astăzi la parchet. Am văzut că aveți acolo niște fani care vin toată ziua după dumneavoastră. Da, sunt cei care vin și când vin la B1, doamnă. Dar, oricum, s-au făcut niște pași în înțelegerea lucrurilor. Ce constat însă? Deci, această plângere, ca de altfel și plângerea pe Mihăilea, și plângerea pe terenul din Poscoavei, sunt toate făcute de oameni politici. Aici, pe conflictul cu doamna Firea, discutăm de 148 de parlamentari PSD și PNL care au făcut această plângere alături de doamna Firea. Eu am avut reacție politică. Nu știu dacă cel mai fericit lucru este ca parchetele să se implice în disputele politice. Pentru că ceea ce eu am spus relativizând este infinit mai puțin important decât amenințările provocate chiar de președintele PSD, chiar de doamna Firea, ca purtător de cuvânt, în adunări publice în care se striga pușcărie, cum se strigă și astăzi, trimiși tot de ei. Deci, cred că parchetele n-ar trebui să se interpună disputelor publice. Este o problemă a clasei politice să civilizeze disputa publică. Credeți că dosarul va ajunge la instanță sau va fi clasat sau veți fi scos de sub urmărire penală? Doamnă, dacă va ajunge la instanță, mă voi apăra. Cum încerc să o fac încă din această fază. Adică nu sunt indiferent la ce vor procurorii sau să profit de dreptul la tăcere. Pentru că îmi doresc foarte mult ca dacă un astfel de dosar ajunge în instanță, judecătorul să vadă că am făcut toate diligențele încă din faza de urmărire penală, să mă apăr, să demonstrez că nu mi se poate imputa ceea ce mi se impută. Da, deci nu aveți niciun fel de emoție legat de acest dosar. Liliana Năstase este alături de mine și ar vrea să vă adreseze o întrebare cu permisiunea dumneavoastră. Doamnă, hai să clarificăm că n-am niciun fel de emoție. Orice om în fața justiției nu rămâne indiferent, adică nu sunt un insensibil. Cum n-am fost nici în multe alte privințe, chiar dacă nu m-am arătat sensibilitate. Deci, nu consider că n-am niciun fel de problemă. Am o problemă cu avalanșa asta de dosare care parcă vor să spună să stau liniștit, să nu revin în viața politică. Da, vor visul, să vă compromită prin orice visul oricărui PSD-ist și penelist, probabil. Da, încă o întrebare pentru dumneavoastră, vă rog. Bună ziua, Liliana Năstase sunt. Bună ziua. Vreau să vă întreb care au fost motivele pentru care, invocate evident de procuror astăzi, pentru care s-a schimbat încadrarea juridică din șantaj în amenințare, având în vedere că totuși s-a început urmărirea penală pentru șantaj și bănuiesc că odată cu începerea urmăririi penale, în opinia procurorului existau și niște elemente. De ce după 6 luni au găsit de cuvință să schimbe încadrarea juridică?
Doamnă, eu cred că în urma cercetării pe care a făcut-o procurorul, chiar dacă nu s-au admis toate cererile noastre de probe, totuși și din ce s-a investigat, din declarațiile care s-au luat, era foarte greu să rezulte un șantaj. Cum eu sunt convins că dacă cineva ia declarația mea, va constata că nu este nici amenințare. Dar eu nu vreau să susțin aici punctul de vedere al procurorului, nici nu sunt îndreptățit să o fac. De ce a schimbat? Eu îmi susțin corectitudinea atitudinii mele publice în raport cu ce mi se întâmpla mie. Mie mi se striga pe stadioane, la pușcărie. Da, dar știți că la amenințare și șantaj dosarul de urmărire penală se deschide cu plângerea prealabilă a presupusei victime expresă, deci da, nu la autosesizarea parchetului. Eu n-am făcut așa ceva, puteam să fac și astăzi, că mi se striga de trupa de zgomote a lui Voiculescu și a lui Ponta, mi se striga la pușcărie. Puteam să fac și astăzi o sesizare. Dar de ce nu faceți, domnule președinte, o sesizare? Doamnă, cred că din convingerea că nu este problema justiției, atmosfera în care politicul își duce disputele. Și eu cred că în timp chiar politicul va înțelege că nu se poate face orice în politică, nu se poate spune orice. Pentru că o anumită atitudine generează și ripostă, spre exemplu. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru intervenția în jurnal.